Sfânta liturghie a fost săvârșită astăzi în Catedrala Istorică din Baia Mare de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Lăcașul de cult cu hramul Adormirea Maicii Domnului este unul dintre simbolurile religioase și culturale ale municipiului. În data de 11 noiembrie 1990, era instalat aici preasfințitul părinte Iustinian Chira îndemnitată de episcop al reînființatei eparhii a Maramureșului și Sătmarului. Lăcașul de cult are mai bine de un secol vechime, iar parohia deservește servește 8000 de credincioși. Duminica de astăzi, a 24-a după Sfintele Rusali, este despre felul de a ne exprima credința în Dumnezeu, despre felul în care credem în puterea vindecătoare a lui Dumnezeu și tămăduitoare și despre taina credinței noastre cu Dumnezeu. Două feluri de credință astăzi una exprimată în mod văzut și zmerit, cea a mai marelui sinagogii, Iair, care era demnitar de rang înalt și cu toate acestea vine și cade la picioarele lui Hristos și cere ajutorul într-o mare durere, o mare încercare pentru a-i salva fica unică pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Celălalt mod de a manifesta credința este taina femeii cu curgere de sânge care vine în mod discret, având convingerea că în momentul în care se va atinge de Isus cel tămăduitor și vindecător al tuturor bolilor, va fi vindecată de boala ei. Să urmăm pilda pericope evanghelice de astăzi, să avem această credință puternică că Dumnezeu poate vindeca persoana umană, familia creștină, societatea și comunitatea și lumea întreagă de toate tulburările și încercările prin care trece. Cele mai recente lucrări de restaurare a catedralei istorice a dormirea Maicii Domnului din Baia Mare au fost binecuvântate în anul 2018, tot atunci a fost sfințită și pictura capelei mortoare a parohiei.